Cătălin Mihalache s-a calificat în finala concursului Românii au talent și e la un pas de marele premiu de 120.000 de euro. El a reușit să obțină cel mai mare număr de voturi din partea telespectatorilor. Românii au fost impresionați de originalitatea momentului artistic susținut de Cătălin. Artistul i-a uimit pe toți cu spectaculoasele metode de a desena, realizând caricaturi cu ajutorul gurii, capului și picioarelor. Și membrii juriului au apreciat prestația olteanului, aceștia văzând în el un serios candidat la premiul de originalitate de 10.000 de euro. Veștile bune au curs toată seara pentru Cătălin Mihalache, una dintre ele fiind și aceea că amicul său, care l-a susținut încă de la intrarea în competiție, a câștigat premiul Vânătorul de Talente, în valoare de 2.000 de euro. Finala show-ului va avea loc pe 16 mai, iar genialul caricaturist are nevoie și de susținerea noastră, a oltenilor.